Și jucăm cu Salum, nu știu ce, Stockport Vale. Hai să vedem. Uite, are și kitul ăla șmecher. Nou de la Squad Building Challenge. Are o echipă cu 88 chemistry, cu Rashford, Eriksen, vârf. De ce? Nu știu. Mane, Pedro, Sako, Matip, Klein, Karius în poartă. Da, o echipă bună. Și cu Ben Arfa în centrul terenului. Bun. Și începe meciul nostru pentru titlu. Gomez. Du-te, Gomez. Zboară. Zboară spre titlu. Gomez. Sako este de netrecut. Rashford e un jucător foarte rapid. Eriksen vârf nu cred că o să facă ceva. Nu știu de ce a jucat cu el vârf. Bine, Rudiger. La Cuadrado și scapă bine acolo Niang. Și hai, Niang. Hai, Niang, ajută-ne. Niang, 1-0, minutul 5. Bravo, bă. De la Dumnezeu. Am uitat să facem celebrat de la Dumnezeu. Îmi pare rău, băi, nu știu, trebuie să... Doamne Iisuse Hristoase. Doamne Iisuse Hristoase. Doamne Iisuse Hristoase. Ignațiu abate. Vai, ce spații lasă în apărare. Nu-l văd bine, am jucători foarte rapizi și tehnici. Gomez este 2-0, meciul pentru titlu se termină repede, de la Dumnezeu, mă, hai. Nu. Cum era celebrarea aia, că nu mai țin minte? Nu era așa, cum era altfel? Da, mai încercăm. Dau destule goluri, ceea ce e bine, pentru a încerca în mod constant. Rashford. Bine, mă, Niang. Avansează foarte mult a lui, avansează foarte mult ai lui. Și lasă descoperit. Are spații mari de tot. Ho! Cuadrado! Cuadrado și este gol! Gol, hai mă! Nu, nu, niciun caz nu vreau asta. Mă dau bătut, nu mai știu cum se face. Am uitat. Da, în piciorul lui Matip. Mingea se scurge în poartă, este golul. A, este autogolul lui Matip, se pare. Nu e golul lui Asamoah. A, cred că mă prinde aici, sări mingea foarte urât. Eriksen, n-are viteză, de ce ai jucat cu el vârf? Nu înțeleg, nu faceți asta acasă. Nu-l încercați pe Eriksen vârf. E o idee foarte proastă. Gomez, scap aici. Gomez. Și Rose, m-am oprit, nu știam ce să fac exact. Parcă aș fi pasat-o. Vreau să mă duc să dau gol. Opa, la mine cu Koulibaly acum, i-am uitat. Hai Koulibaly, cu cap. Nu, Cuadrado. Koulibaly cu șutul, peste. N-a fost să fie. Păi 3-0 minutul 18, am dat în primele 15 minute. Știți cine a mai dat 3 goluri în primele 15 minute? Exact, Steluța. Știți ce s-a întâmplat? Scandalos, jenant, revoltător, de neînțeles, nu se poate așa ceva. Nu se poate! Mane, o centrează, bine se pare, abate. Nu trece așa de Ignațiu Abate. Și cred că o să fie încă un contraatac al nostru. Da, așa se pare. Cuadrado scapă, e bulevard, are viteză. Cuadrado cu Orabona, rămâne mingea la el și e 4-0. Nu. De ce celebrarea asta satanistă? Bă, băieți, ce neregulă cu voi? Celebrați și voi normal, că sunteți în oastea creștină la naiba. Rashford, invizibil. Bate. Asta înseamnă să ia o apărare rapidă, cum avem noi aici. În viteză e greu de trecut. Gomez. Ho-ho, Gomez. Este oare... Nu, Karius se împotrivește, putea fi 5-0. Și rămâne mingea la el. Dar vine Eriksen. Și cu Eriksen ce-ți faci, mă? Alergă tu cu Eriksen acum. O să încerce la Mane. Probabil. Nu, se duce cu Eriksen. E nebun. Carnezi îți prinde primul șut. E bine. Moa. Paul turât. Rămâne la noi mingea și Niang. Penalti. Penalti Niang. Minutul 34. Mamă, ce măcel, ce tocană. Ștefan Radu. Va executa. Radu. Este imparabil, 5-0. Ștefan Radu, cu freza lui magnifică. Bine, Niang. La Mesica. Mesica nostru. Ho, ho. Ce le face?
Ce le face, dar până la urmă i-a oprit. Erickson inutil acolo, nu știu. Îl încurcă mai mult. Cuadrado, ce bine se desprinde acolo, e fundat și a zburat Gomez puțin. A prea bine Karius aici. Erickson, e bun la lovituri libere, hai să-l vedem. 38 de iarzi, aproape imposibil. Hai mă, bați la scurt. A, nu, o să-i bat așa lui Erickson. Da, e inovativ. Wow, Erickson! Transversală, n-a fost departe. Ben Arfa! Frumos șut! La colțul lung aici Ben Arfa a arătat că e un jucător excelent. Și e francezul. Costă vreo 40.000, el are împrumut. Dar în 17 e un jucător foarte bun. 4 stele Wickford, 5 stele Skill Moves. Excelent chiar. Niang aici. Niang face 6-1. Că acum s-au hotărât și ei să mai dea un gol când a văzut că am primit. Cât a dat Niang? Niang a dat dublă, se pare. Au marcat mulți jucători. Hai că aici trebuie să scăpăm din nou. Da, Niang. Superb. Și Gomez. Cuadrado. Cuadrado. Oleu! Roșu. Ia și roșu. Are și un jucător accidentat. Pedro. Nu e... Hai mă frate. Cum să nu dea roșu aici? Că dădeam gol 100%. Hat-trick-ul lui Niang. Hai să-l completez. Niang. Niang fără șansă pentru Karius. Bravo, bă. E bătrân. A bătrânit Niang. Hat-trick. 7-1. Este Germania-Brazilia. Dar aici la drum spre divizia 1. Putem să dăm 10 oare? Mai avem timp. Hai să aflăm. Hai, Cuadrado. Trebuie să fie gol aici ca să reușim 10 goluri. Cuadrado, este! 8-1. Mai e timp. Mai e timp. Repede, skip. Trebuie să dăm doar 2. Ne-am trezit târziu. Hai, hai, hai. Repune. Aaa, nu. Nu e timp. Vai, a șutat-o. Câte secunde importante aici. Cuadrado, bine. Niang. Gomez. Hai, Niang. Pe Gomez, ce bine s-a dus. Hai, hai, Gomez, este 9-1, hai. Încă una mai trebuie. Încă una, încă una. Această cursă e incredibilă spre 10-1. Mai avem timp. Trebuie să stăm calm. Și să-i luăm balonul, repede. L-am luat, e bine asta. Așa, Castro. Gomez, hai să vedem, urcă bine acolo. Cuadrado, nu, Klein, nu, visul meu. Nu! Prin... Ești mă... Na, nu cred. Bară! Cu parta goală! Mai e timp, mai e timp. E timp. Oleo! Bravo, bravo! Hai, hai Niang, hai Niang! 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 Hai Niang! Hai că putem! Niang! Bară, nu! Cuadrado! Gol, 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 gol! Ha, ha, 10-1! Bravo, mă! Da, mă, am reușit! Hai cu toții să dați un like acolo pentru 10-1 ăsta, că am încercat, m-am chinuit, mă, stau și o 10. Hai cu un like! Un like pentru acest... Drosel Divizia 1 în care îi tocăm pe toți! Deci n-am stat și ceva, nu ne poate bate nimeni! Până în Divizia 1 așa ținem! Tocană, 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 tocană! Ăsta, dă reșuit acum, ar fi penibil! Nu! Tocană, tocană! L-am tocat și pe asta, tocan. 10-1, uitați. Se poate ceva mai tare? 10-1? Dacă nu se termină meciul, mai dau una. Nu, se termină. Este victorie pentru titlu, am luat titlul cu 10-1. Păi, dar puteam, mă, mai bine să... Nu. Niang, nota 10, Cuadrado, nota 10. Niang a dat 3, Cuadrado 3. Hai, Ștefan Radu, un gol și Gomez 2. Bravo, mă. Și luăm, iată, 5.500. Și promovăm în divizia 7. Meci bun făcut de noi. Am luat titlul din nou cu 5 din 5. De asta e cupă deja de argint, așa că vă rog, trebuie să fii puțin talentat să reușești. Avem 8.300. Putem să ne facem o echipă a doua pentru fitness. Și urmează divizia 7, unde să ne trebuiască 6 victorii și dacă luăm titlul primim 5.000 de coins.
Asta a fost și pentru azi. Eu am fost Teo.